Bună ziua, dragii mei! Să facem astăzi o aplicație de la Evaluarea Națională a Absolvenților Clasei a 8-a din anul școlar 2021-2022. O vom trata la nivelul clasei a 6-a. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Cei doi copii ne vor însoți pe parcursul acestui material. Să vedem și enunțul problemei. Ana, Maria și Vlad au în total 396 de timbre. Ana are cu 25 de timbre mai multe decât Maria și cu 16 timbre mai puține decât Vlad. La primul punct trebuie să vedem dacă Ana poate să aibă 132 de timbre și să justificăm răspunsul dat. Iată și soluția problemei. Deci dacă Ana ar avea 132 de timbre. Știm că Ana are cu 25 mai, timbre mai multe decât Maria. Deci înseamnă că Maria are cu 25 de timbre mai puține decât Ana. Deci 132 minus 25 egal cu 107 timbre. Iar Vlad, Ana, din textul problemei, știm că are cu 16 timbre mai puține decât Vlad. Asta înseamnă că Vlad are cu 16 timbre mai mult decât Ana. Deci 132 plus 16 egal 148. Haideți să vedem câte timbre au în total cei trei copii. Deci, 132 plus 107 plus 148 egal cu 387. Dar problema ne spune că cei trei copii au în total 396 de timbre. Deci 387 e diferit de 396. Înseamnă că Ana nu poate să aibă 132 de timbre. La punctul B ne cere să calculăm numărul de timbre pe care le are Vlad. Haideți să notăm cu X ca fiind numărul de timbre pe care le are Vlad. În acest caz, Ana va avea cu 16 timbre mai puțin, deci x minus 16. Iar Maria are cu 25 de timbre mai puține decât Ana, deci x minus 16 minus 25. Adică x minus 16 minus 25 ne dă x minus 41. Dar știm că în total cei trei copii au 396 de timbre. Și obținem ecuația x plus x minus 16 plus x minus 41 egal cu 396. Desfacem parantezele. X plus X plus X ne dă 3X, minus 16 minus 41 ne dă minus 57, egal cu 396, de unde 3X egal cu 396 plus 57, deci 3X egal cu 453, și dacă determinăm pe x, x va fi egal cu 453 împărțit la 3, deci x egal cu 151. Acestea sunt timbrele pe care le are Vlad. Haideți să rezolvăm problema și folosim metoda figurativă. Reprezentăm
printr-un segment numărul de timbre pe care le are Maria. Ana are cu 25 de timbre mai mult decât Maria. Deci segmentul lui Maria plus încă cele 25 de timbre, acestea vor fi numărul de timbre pe care le are Ana. Ana are cu 16 timbre mai puțin decât Vlad. Înseamnă că Vlad are cu 16 timbre mai mult decât Ana. Deci segmentul pe care îl are Ana plus încă cele 16 timbre ale lui Vlad. Aici este un segment cu 25 de timbre, deci aceasta este reprezentarea grafică pentru numărul de timbre al lui Vlad. Știm că cei trei copii au împreună 396 de timbre. Haideți să vedem Vlad cu cât are mai mult decât Maria, de fapt. Deci 25 de timbre plus cele 16 timbre egal cu 41 de timbre. Să calculăm suma celor trei segmente egale între ele. Deci pentru asta vom face 396 minus segmentul de 25 de timbre, la care adăugăm cele 41 de timbre pe care le are în plus Vlad față de Maria, egal cu 396 minus 66 de timbre, egal cu 330 de timbre. Deci 330 de timbre sunt cele trei segmente congruente. Și atunci un segment va fi 330 împărțit la 3, egal cu 110 timbre un segment mare, da? Deci aici e 110. Problema ne cere numărul de timbre pe care îl are Vlad. Deci Vlad va avea un segment de 110 plus încă cele 41 de timbre, egal cu 151 de timbre pe care le are Vlad. Să vedem și celelalte probleme de la subiectul 1, date la evaluarea națională de clasa 8-a, probleme care se pot rezolva cu cunoștințele clasei a 6-a. Vi le propunem spre rezolvare. Cei doi copii vă urează succes și vă mulțumesc pentru ajutor. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!